Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. După cum vedeți, afetat scroafa, afetat nouă. Azi dimineață doar am văzut-o cu purcelaș. Mama rață, care e problema? Uitați-l pe acesta, ce... Uitați-l. Ce gras este, așa. Și am făcut ceva schimbări. Aici noaptea dorm puii de gâscă și puii de găine dorm toți acolo sus. Cu găinile. Să vedem dacă trebuie să-i aduc paie la iepuriță să-și facă cuib. Prichindeii mici și grași, care cresc foarte repede. Mare mere, lucernă. Uitați-i și pe aceștia, pe bandiții ăștia. Aceasta trebuie să o mut neapărat de aici pe când o să fete, dar trebuie să-i găsesc un loc bun și mare. Haideți să dau să mănânce la rățuște. Băi, 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 nu, nu, nu. Nu, am scăpat. Băi, rață. Nu. Hai. Ce rea este rața aceasta. Hai, merge acolo odată. Uitați că mai sunt. Hai, urcă. Nu poți. Hai că te ajut eu. Ia să văd, mai sunt aici? Nu mai sunt. Hai. Și tu. Trebuie să le aduc și apă. Apă le pun acolo. Să văd dacă sunt toate. Le număr întâi pe cele negre. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sunt toate. Să văd alea albe. 2, 4, 6, 8, 9. Da, sunt 20 toate. Uitați-le ce mari sunt. Cresc foarte repede. N-am avut nicio pierdere și sper să nu am nicio pierdere în continuare. Mama, rață foarte protectivă, grijulie. Știți cei trei pui de rață care stau cu pui de gâscă cu șușuricii? Pare a fi cel fără un ochi, oricum o să mi-l păstrez, o să-l sacrific când o să fie mare, dar ceilalți doi pare să fie o rață și un rățoi și o să mi-l păstrez și atunci cu rața aceasta și cu cealaltă o să am trei rațe și doi rățoi și o să, poate o să mai opresc o rață albă sau cu negru de aici. O să văd eu acum. Haideți să le pun și acesta cu apă să bea, că văd că nu pot să înghite, le stângit. Așa. Este murdară apa, dar dacă le schimb tot la 10 minute, tot așa o fac, pentru că da, sunt rațe. Haideți și voi. Nu-i lasă rața să mănânce, o să le dau imediat separat. Uitați-le. La rațe în apă le place, dacă ar fi așa undeva lângă un lac să le lași, să toată ziua ar sta acolo, n-ar mai veni acasă. S-a îngrașat și rățușca, vă gândiți că a stat pe ouă, a slăbit, deși mânca, dar totuși a slăbit. Sunt frumoase. Nu știu dacă o să vând, este prea, nu știu cum. Când văd eu că eu am avut grijă de ele și când văd că poate o să le dau la altcineva și dacă o să merg să le văd, poate să fie slabe și așa, o să-mi pară rău că le-am vândut și așa mai bine nu le vând. Le țin eu pentru mine, o să mai vând când o să fie mari, o să sacrific.
Nu cred că am avut niciodată mai mulți pui de rață dintr-o tură. 20, nu cred că... Ba, am avut odată. Ba da, am avut... Am avut 27 de la două rațe, doar că erau puse deodată, au crocit deodată. Dar în fiecare seară îmi intra ceva și memoria, câte unul, câte unul, și le-am schimbat cușca și într-o noapte a venit. Era cușcă cu plasa din aceasta de rabiți făcut. Și a venit într-o noapte vulpea, a rost plasa aceea, a rupt-o, habar n-am ce-a făcut. Și le-a omorât pe toate, a lăsat doar o rață bătrână și vreo 2-3 boboci și doar cu aceea am fost. Uitați ce frumos este acesta, are așa o linie neagră pe spate și acela și câte o pălărie neagră în cap, cum ar veni. Ei acum s-au obișnuit pe afară, dimineața când le deschid ușa, iese rața mai înainte și după aceea și ei merg acolo sub nuc, uitați de creste penele în coadă. Acum trebuie să mai mănânce încă 5 litri de pisat și o să le cumpăr iarăși concentrate. Sau să nu le mai cumpăr, nu știu ce să fac, să-mi scrieți voi în comentarii. Mie îmi place, să vă spun, îmi place, de exemplu, dacă am rațe, îmi place să le dau buruieni, pisat, să știu că sunt naturale și când le mănânc să știu că, da... Parcă tot le-aș da puțin concentrate să se mai apuce la crescut un pic, dar ele totuși cresc. Na. Uitați, eu vrea să iasă afară, mai stai un pic aici să mănânce. Nu mă mușca, bătrânico. Acum schimbă penele, are niște pene foarte urâte în aripi de anul trecut. Nu știu de ce, dar anul trecut nu a năpârlit, au rămas tot penele acelea urâte, murdare pe ea. Hai, mai mâncați un pic, hai, mai mâncați un pic. Uitați ce albi sunt pe piept, că acum le cresc penele, mă scuzați. Poate o să fac un vlog mâine, astăzi este duminică. Astăzi este o zi de relaxare, cum ar veni. Tocmai ce am venit de la biserică, dar de fapt nu poți să te relaxezi dacă ai animale, pentru că ele n-au sărbători, că trebuie să le dai apă, mâncare și așa mai departe. Stai un pic, băi! Lasă-i să mai mănânce, că sunt copiii tăi, băi, băi. Uitați-o. Se gândește. Ai, dacă aș fi eu cu tine, ce mamă de bătaie ți-aș da. Bătrânica mea, bătrânica mea. Dar nu mă mușca, de ce mă muști? Băi, nu o să te tai niciodată să ții minte lucrul ăsta. Nici pe tine, nici pe soțul tău, rățoiul. Cea tânără are toate șansele, că m-a dezamăgit anul acesta, în prima tură n-a clocit cum trebuie. Uitați, o vedeți, nu este frică de mine, trece pe lângă mine, pentru că știi că eu nu-i fac nimic, că suntem prieteni, joi, că suntem prieteni, da. Da, hai că te las acum să ieși, hai. Hai. Acum uitați-i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, că au sărit 3. Acum o să le dau apa asta. Aici o să le arunc și merg să le aduc. Uitați ce fac, ce mâl urât. Așa. Acum trebuie să pun pisatul aici sus, că găinile îl mănâncă pe tot. Puiule, stai liniștit, că nu-ți face nimeni nimic. Da, mac, mac. Aș vrea să-mi achiziționez și rațe românești. Are cineva aici la mine în sat rațe românești cu moți, dar
Am spus să-mi vândă doi pui care pui foarte mulți, dar am spus că ori facem schimb, îi dau leșești, ori îi dau bani pe ei, cum vrea el, dar a spus că nu-i dă, așa că... Da. Trupa veselă, care toată ziua vorbesc pe limba lor de guște. Ducem apă la rățuște ca să dau mai tare. Este foarte cald, caniculă. Nu este nimic, este caniculă, toate plantele se usucă, n-a mai plouat. A plouat acum vreo 4 zile, dar doar așa, un pic, n-o să avem porumb. Porumbul este aproape complet uscat. Legumele se usucă, cartofii nici n-are rost să-i scoatem din pământ, că sunt nici cât un ou de porumbel, nu sunt cât o unghie mic, mici, mici, mici. Dacă îl dai la un pui de găină, îl înghite așa, cu totul așa este de mic. Totuși, dacă ar ploua, s-ar mai face roșiile. Roșiile s-ar mai face și castraveții, varza, vinetele astea, dar cartofi n-avem, porumb n-o să avem dacă nu plouă, că deja se usucă, toată frunza este răsucită. Vinete am avea dacă ar ploua, vinete, roșii, oricum castraveți am avut destui de mulți și alaltăieri am cules o găleată de 12 litri. Hai, uțu, 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 hai rățuștelor, toate o să se usuce și munca noastră a fost în zadar. Așa. Uitați-i acum acolo. Băi, nu-i voie să vă băteți. Dar ei nu se bat. Adică, na. Haide să merg până în grădină să vă arăt. Uitați, știi că îi las în grădină, dar nu știu dacă să-i las acum sau nu. Adică că îi las, dar doar un pic îi las. Hai, să văd dacă sunteți toți. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, toți sunteți. Hai, mâncați. Bătrâna, nu vine gâsca cea bătrână. Hai, în partea aceea să vă văd că mergeți. În partea aceea, că vă duc înapoi în curte, dacă nu mă înțelegeți. Hai! Că aici intrați în legume și oricum sunt distruse de secetă, le mai distrugeți acum și voi. Castraveți ar fi. De fapt, încă sunt. Uitați, se fac un soi foarte bun de castraveți. Acesta care l-am plantat anul ăsta face pe bandă rulantă castraveți. Roșiile se duc pe apa sâmbetei. Uitați, cad roșiile după ele de la secetă. Porumbul, uitați acum când face roada. Uitați, el se usucă tot de la secetă. Fasolea, cartofii încă sunt verzi, dar cartofii n-au făcut, sunt micuți. Poate dacă o să-i scoatem pe toți o să fie două găleți, că sunt foarte mici. Varza am mai udat-o. Și, da, mai este varza, uitați, roșie. Vinetele sunt mai frumușele dacă ar mai ploua un pic, dar că le distrug gândaci ăștia de Colorado. Trebuie să le stropesc, mâine o să le stropesc. Cu decis. Parcă se numea, uitați, câți pui. Nu-i destul că nu plouă, mai distrug și ei. Vin în fiecare zi și iau pe care îi văd. Am și o vânătă. Haideți să vi-o arăt. Uitați-o. Este micuță, dar o să crească. Guliile s-au făcut. Varza am pus aici de două feluri. Uitați aici ardei. Am pus varză de... mă scuzați, am pus varză de toamnă și varză de primăvară.
Și acum trebuie să merg în jos, că puii de gâscă nu mă ascultă. Am spus să fac un vlog mai lung, că mi-a scris cineva să fac vloguri lungi. Nu! Hai, ce mai enervați! Stați să trec pe aici, să nu trec printre roșii, că este cald. Ceapa aceasta s-a făcut foarte mică din cauza secetei. Morcovii la fel. La cealaltă grădină avem ceapă frumoasă. Hai, plecați de aici! Răilor! Ați venit să mâncați pătrunjelul? Nu! Ai, mai bine nu vă lăsam, nu vă mai las, că sunteți răi și nu mă ascultați când vă spun. Hai, plecați de aici, în partea aceea, dacă... Na, știți ce? Vă duc eu înapoi în curte și o să vă culeg iarbă, că văd că sunteți obraznici. Hai, hai, plecați. Dacă nu înțelegeți cu vorbă bună... Nu! Unde? Ia să văd. Toți sunteți aici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, toți sunteți, hai! Dacă nu înțelegeți cu vorbă bună, haideți! Dacă nu, îl ascultați pe stăpânul vostru, adică pe mine, care v-a crescut ca pe copiii lui. Haideți că mă invadează găinile. Șușuricu, hai! Puiule de gâscă, hai, bobocu, hai. Vai, ce mă enerva. Nu, hai de capul meu. Mai bine, nu vă lăsam. Găina, pleacă. Sunteți răi și nu înțelegeți, hai în curte. Acolo să stați un loc, mâncați porumb, orz, pisat, ce vreți voi și... Beți apă și stați acolo, că sunteți răi. Și da, prieteni, cam atât ar fi și cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Acesta am fost eu, până data viitoare. La revedere!